Bună ziua, mă numesc Andrei și astăzi vă voi vorbi despre diferențele dintre câinele sălbatic pătat și lupul cu coamă. Lupul cu coamă se deosebește de câinele sălbatic pătat la modelul de pe blană, pentru că câinele sălbatic pătat are niște peste albe și negre. Iar lupul cu coamă are o dungă neagră pe ceafă, iar labele din față și din spate îi sunt negre. Câinele sălbatic pătat este cel mai întâlnit în continentul Africa, în regiunea lacului Niassa, iar lupul cu coamă este cel mai întâlnit în America, în Pampas. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați.